Dragii mei, astăzi avem proces între Ben și Benita de divorțare. Un like egal, un Ben și Benita mai fericite și să fie împreună. 5.000 de like-uri ca să le reîntărim relația. Liniște în sala de justiție, îl avem aici pe domnul Câinele Ben și domnișoara Câinele Ben. Care... Benita pentru tine, Benita! O cheamă Benita și tu să faci liniște, da? Să faci liniște, domnule extraperestru, ce ești tu acolo, că pe o dată mă ridic de aici, te mușcă. Ia dă ciocanul la încoace, dă ciocanul. Bă, stați așa că voi ați venit la mine să vă ajut cu procesul pe care l-aveți, da? Vrei să îl rupem pe ăsta? Ce zici? Rupem, îi furăm ciocanul ăla, îl batem cu ciocanul ăla. Băi, vrei să-ți dau un cap cu ciocanul tău? Bă, ați venit aici că vreți să divorțați, sunteți normal la cap, ce n-ai bani în regulă cu voi, bă? Băiat, ai 5 lei. Bă, nu mai cer și, avem bani, nu cer și. Liniște în sala de justiție, liniște! Taci o leacă și nu mai da din ciocanul ăla când îi plictisești. Cum adică cerșesc? Ai 10 lei, fata? Fata, eu pentru tine sunt fata, de-aia divorțăm, mă, nesimțitule. Pentru că mă faci fată. Eu nu sunt fata nimănui, să știi. 15 lei sau marchez teritoriul aici. Eu mi-l-am marcat deja astea. Stați, ce, bă, nu vă pișați, mă, pe masa asta, mă, nu vă pișați în sala de justiție. Vin și-ți dau cu ciocanul în cap, îți dau cu ciocanul în cap. Chem poliția animalelor să te ia, pentru că ești animal. Și te dăm în judecată. Da, vrei să te dăm în judecată, fraiere, pentru că e discriminare? Ați venit aici ca să vă faceți voi procesul, nu să mă dați pe mine în judecată, că acum mă dau de aici jos, mă, și vin să vă dau cu ciocanul în cap, mă. Ia vină încoace, că îți dau cu ciocanul peste labele alea de câine, bă. Ia vină mă încoace, mă, că-ți rup labele alea de câine. Vină încoace, mă, că-ți dau cu ciocanul în cap, îți dau cu ciocanul în cap. Și tu ce stai acolo, că îți spar picioarele alea? Spar, veniți mă încoace, mă, veniți încoace. Lasă-mă! Bun! Liniște! Cred că v-ați liniștit acum! Că nu mă pot urca aici! Dar nu te urca pe masă! Masa aia nu-i făcută să te urci pe ea! Cum nu? E făcută să marchezi eu teritoriul pe ea! Asta zic! Pișă, piște, ca și cum ar fi primul tău pișat și ultimul pișat! Piște! Eu nu mai înțeleg cine e mai teribil dintre voi doi, sincer, că nu vă mai suport pe niciunul dintre voi. Sunteți demenți. Bun. Tu ești primul martor pe care îl chemăm, da? Deci acuzatul este Ben, acuzatorul este domnișoara Benita. Pentru că domnul Ben bea toți banii. Poftim. Doamna Benita. Acum ești domnișoara. Acum ești domnișoara, tu pro... Nu mai sunt domnișoara nici în urechi. Vezi că iau ciocanul ăla de la domn judecător și îți dau piste degete să le... Nu mai sunt domnișoară nici în urechi. Tu ești domnișoară pentru că divorțezi de el, proasto. Sunt o doamnă, o femeie independentă. O doamnă, dacă vreau să fiu doamnă. Dai cu ciocanul, nu te mai uita. Acum dai cu ciocanul aici, stop, bun. În ea dai cu ciocanul, nu în masă. Să vezi ce-ți dau ție în cap cu ciocanul ăsta, de nu o să mai te primească nici în parcul de câini, bă, că o să fii prea autist. Gata, stop. Stop! Nici nu-l primesc. Bun. Deci, doamna Benita își dorește copiii și toți banii pe care i-ai dat la păcănele și la băutură în toate zilele noastre pe care le avem acum. Deci, chemăm primul martor pe care l-ai agresat într-un parc noaptea, în timp ce se plimba, ai ieșit după colț și l-ai mușcat de gleznă. Hugi-Ugi e chemat aici. Bun, îl avem pe martorul Hugi-Ugi versus Ben. Te rog frumos, în sala asta vorbim cum trebuie, vorbim cu cuvinte. Băi nenorocitule, ce cauți aici când te-am zis atunci în parc să nu te mai prind în fața mea? Și ce cauți aici, băi nenorocitule? Am fost chemat, să știi, și primesc bani mulți din cauza ta, băi, bani mulți, mamă, mă scald. Uite așa fac bani. Aș vrea să aud mărturia! Mărturia că-i rup gâtul aici, îi dau ca la port, sare tot din el cu plușul ăla, sare tot plușul de aici, uite la fața mea aici, că mă duc, are să-mi dea 5 lei, are să-mi dea. Opriți-vă! Liniște! Binecuvântată! Mărturia că nu suntem la biserică, ești bolnav și tu la cap! Mărturia! Gata, deci eram și stăteam și am zis să nu mai stau și bam, m-am mișcat așa, era un colț, deci aici era peretele și eu eram aici. Ce povestești, ești drogat, erai drogat în seara respectivă, ești drogat acum, ce ai, ce-i cu tine? Posibil să fie toate adevărate, dar nu asta contează. Deci fii atent, eu eram aici, da, asta e perete. El era aici. El opa, era... ușor, ai uitat să faci jurământul, ai uitat să faci, trebuie să vii să pup ciocanul. Jur să faci... că dacă nu taci odată îți dau un pumn în cap. Trebuie să faci jurământul pe ciocan, vino coace și pupă ciocanul. Pupă-l și pe asta. Atinge ciocanul, juri, juri să... Bă, stai, bă, ușor, mă, ce faci? Juri să spui adevărul și numai adevărul. Juri tot adevărul, adevărul de pe lume, adevărul de pe mare. Bun, iar acum vino și pupă ciocanul. Ughi, 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 pupă și ciocanul ăsta. Pupi, eu ție un pumn în cap, îți puție, băi, că astăzi intri, te bagi la pământ, intri la pământ, intri la apă. Gata, pot să vorbesc acum sau mai trebuie să mai pup o dată ciocanul? Că atâta mai enervat deja. Aș mai prefera să mai pupi un ciocan de altul dacă e nevoie. Nu mă simt apreciat aici, eu plec. Liniște în sala de justiție! Bă, întoarce-te! Dacă vreau să plec, plec! Hai, hai! Bine, rocetule, ai 5 lei datorii la mine, că de asta te-am prins atunci, am rupt gâtul. Domn judecător, hai să spun cum a fost treaba. L-am prins pe ăsta în parc, l-am bătut, i-am rupt plușul de pe el, i-am dat 5 lei trebuie să-mi dea nenorocitul ăsta, 5 lei trebuie să-mi dea. Zi să-mi dea 5 lei înapoi. Deci să vă explic eu cum a fost, deci eram aici și el era aici, el venea așa și eu mergeam așa. Și când m-a văzut a venit așa și... Bun, ești dat afară, spui numai prostii, ești dat afară, te rog frumos. Ieși! Dă ciocanul! Ieși! Ieși! Ce faci, mă, pleacă-mă de aici, bă! Dă-te, mă, de lângă mine! Dă-te, mă, de aici! Dă-te de lângă mine, bă, că nu trebuie să iei ciocanul meu! Dă-te, ieși de aici! Bun, liniște în sala de justiție, te rog frumos, ce faci acolo, nu te mai pișa, Benita! La fac ce vreau eu și fac ce vreau și fac ce-mi place! Ai adus un martor la fel de prost ca tine, n-am reușit să aflăm nimic de la inculpatul Ben. Pentru că nu mi-ai zis ce martor, era martor din martorii lui Jehova. Era hughi-ughi și era drogat. Bun, Ben, te rog frumos, poftește în față și spune exact ce se întâmplă. De ce sunteți în acest proces? Că e prost, vă zic eu de ce suntem în acest proces. El trebuie să... El trebuie să vorbească, el trebuie să vorbească! Opa, liniște, gata, șezi, 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 amândoi, șezi! Rostogol, rostogol, la pas! O gustărică? Să vezi ce gustărică îți dau eu acum de nu să mai știi ce cu tine. Bun, gata, haideți. Ce? N-a fost așa, deci n-a fost așa, deci nu eu, el a fost. Taci că nu e adevărat, era noaptea de 13 februarie, erai acolo, te-am văzut. Da? Era noaptea de 12 februarie și eu te-am văzut acolo, mă. Că nu mai ții bine, băi, ți-a ajuns creierul ăla, ți-a intrat la apă, băi, la cât ai băut. Că tocmai că eu am fost prima dată la hidrantul ăla și după aia era hidrantul meu. 10 lei ai să-mi dai, 10 lei! Liniște în sala de justiție, liniște! Bun! Nu mai vorbi acolo că vorbești degeaba. Te rog, liniște, lăsați-l pe domnul Ben să spună problema pe care o are. Lăsați-l, mă faci grasă sau care e faza? Pe domnul Ben, ești cumva domnul Ben! Șezi! 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 Vreau să șed. Haide, Ben, dă-i drumul. Era... o noapte ploioasă. Nu era, minte, era soare. Bă, dai cu ciocanul, că dacă nu vin eu și iau ciocanul ăla și dau pistinasul ăla de câinii de porc, îți fac nasul ca la porc, băi! Băi, avem același nas, mă, că te muși de nasul ăla, de nu-ți mai vine, îți dă sângele, îți curge sângele așa pe față, te faci Joker. Bă, Galați te cheamă. Galați! Stop! Stop, bun. Nu merge nicăieri aici, te rog frumos, pășește la loc în locul tău. Normal că nu mergem, că stăm, ești dus și... Șezi! Șezi, am zis, rostogol. Ție ți se pare că nu șed. Așa, o chemăm pe martora Chisimisi cu care se presupune că Ben ar fi înșelat-o pe Benita. Vino cu așa, dacă vrei ne bati în cafetele aici, te trag de păr, rup. Te trag de coadă, băi. Liniște, liniște, liniște. Liniște, bun. Te rog frumos să vii să pup ciocanul. Vino să pup, taci odată, șezi. Șezi! Îți pup ciocanul ăla, ți l-au zăbălit odată de să sară tot din el. Uite așa se zăbălești un ciocan, ia și în viață. Așa i-ai făcut și lui Ben, recunoaște. Ia zi, zi! Nu-mi coace că trebuie să spun ție la urechi să n-audă alții. Da, de ce? Spune. Dacă stau una, îți poară ciocanul ăsta până în gât. Liniște în sala de justiție, sancțiune, amendă 500 de lei. Da, te rog frumos, la loc. 500 de lei? Dă ciocanul, dă ciocanul un pic. La loc, treci la loc, treci la loc. Dă ciocanul, ce fac cu toanele astea? Puneți mărturie, pleacă mă de aici, mă, că îți dau cu ciocanul. Îți dau cu ciocanul, cap. Uite-mă pe mine, uite-mă! Sparg ciocanul, sparg! Bă, dă-te mă jos, mă, pleacă-te! Știi ce te uiți, a? Dar tu ce vii mă tu așa presionat? Să-ți fugi, mă? Ia că-ți trage părul ăsta! Să-ți trage părul ăsta! Eu îl mereți! Eu îmi place! Bun, te rog frumos să începi povestea. Deci, era o noapte. Nu era așa! Nici n-a început! Să nu fie așa, ba dacă era o noapte ploioasă, adică... Aha, aha! Cam ploioase nopțile astea, spionule. Putem să-l dăm afară? Cred că o să vă dau pe amândoi afară și o să-mi dau demisia după ce se întâmplă aici. Gata, am. Și era o noapte ploioasă. Și acum o să spun ceva ce nu s-a mai văzut la televizor. De fapt, nu Ben o înșelat, ci Benita l-a înșelat pe Ben cu mine. Da, da, da. Nu este adevărat. Aha, da, deci da, în noaptea de 25 februarie ați fost acolo era împreună. Aici. Atunci când Ben a spus că a rămas singur acasă și plângea, de fapt voi doi erați împreună, am înțeles. Am înțeles. Ben n-are nicio vină. Ți-am dat 5 lei. Și ce trebuia să-mi dai 10, că așa era îndoiala. Și ai spus că da, îți dau 10 lei și mi-ai dat 5 și mi-ai spus că îmi dai 5 astăzi. Dă-mi aia 5 lei înapoi. Îți dau în 5 lei direct în ochi și ți-l scot direct pe urechi, băi, ăsta. Așa faci, nu? Și nu mă coace și dă-mi aia 5 lei înapoi. Am plecat, am plecat, hai să te trag de păr de 5 lei, vino înapoi, nu mai judești la. Bun, bun, uite-te ce-i făcut lui săracul Ben, că stă după chestia aia atât de supărat. Stea că scui pe el. Este ce vreau eu să fie și este mabici. Așa, o lași și o să urmescă cu tine? Ha, te-a făcut și femeie. Dă-mi ciocanul, te rog, dă-mi ciocanul un pic, doar un pic, pune ciocanul. Este ciocanul meu, n-ai voie, o să ți-l dau doar dacă dai lăbuța. Dau lăbuța, dau lăbuța, dau un pic ciocanul. Ia de lăbuța, să te văd cum dai lăbuța. Păi pune un pic ciocanul pe masă să-ți arăt cum dau lăbuța. Pune ciocanul pe masă. Îți dau o lăbuță, nu poți să-l duci, ia vină-mi coace. Atâta am spune spre mine, nu? Să faci ciocanul ăsta și îți dau, îți sparg tot din capul ăla, vină-mi coace. Ajutor, chemați poliția, salvarea animalele. Pupa-mi-ai ciocanul. Animal turbat, sifilis. Pupa-mi-ai ciocanul. Pupățești picioarele. Exact, ciocanul. Bun, dragii mei, ăsta a fost episodul de pe ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să bombarați butonul de like, subscribe, share și comment. Și ne vedem tura viitoare. Pupești cu sclepici, pa, pa!